Am plecat spre demnitate. Am plecat abia acum la vârsta asta spre demnitate. Avem spectacol din nou cu demnitate. Ultimul pe anul ăsta, următoarele vor fi 22 și 29, la care vă așteptăm. Bilete o să găsiți pe avangardia.ro. Azi o zi foarte relaxantă, slavă Domnului. Azi... Da. Hai să fii aici, iartă-mă, Marius, că te mai dăm un minut să te țin. Dacă... Hai să nu am cum, am toată povestea. Uh-huh. Adică n-am cum, am cum, dar de ce nu mai vrei așa? Hai să coborăm un pic liftul. Coborăm un pic liftul. Doamne, azi mi s-a părut cel mai bun lucru din lume, iaurtul ăla. Ce iaurt ai luat? Un iaurt oricare, mai conta, am mâncat nimic 3 zile, am băut apă. La cât ai trezit? Azi? Da. Arăt obosit? Nu, normal. Da. La 11, 10, 9, deci azi. Deja știu de pe vlog la cât te trezești. Nu, azi m-am trezit de vreme. Târziu, că am avut liber, nu mai am radio. Pentru ce facem asta? Facem un film de scurtmetraj, docu-ficțiune. Așa, în care inserăm momente cu tine vorbind despre ce pot oamenii să facă atunci când au de trăit o emoție puternică și nu știu încotro. Uh-huh. Ce știu actorii și nu știu oamenii. Uh-huh. Și când va fi gata? Știm? Să sperăm că în ianuarie, cu ajutorul lui Dumnezeu, după 15 ianuarie, așa se trimite un first draft după la el. După ziua lui Eminescu. Da. Am vrut să arăt cam cultură, nu de altă dată, să vadă lumea totuși că știu niște lucruri. Da. Hai, bine. Suntem Hai gata. Să facem. Gata? Să vedem tu dacă tu ești... Ești bine, Paul, cu tot? Da. Paul a terminat imagine și a venit special să lucreze la acest film. Mulțumim, Paul. Și Roxana este in love, in love. Zici că suntem aia cu... Sunt alcoolic de 5 ani, bună, Marius. Hai, gata, da? Okay. Foarte tare, ia. Dar nu, un ocar. Rucsac! Da, nu poți să te rucsac de laptop, frate. Să-mi pun și eu laptopul, că n-am avut niciodată timp să-l car. Doar de ce v-ați... Dar de ce, frate? Uite cum aici. Țara română. Da, este de machiezi, că îți trebuie la machiaj. Da. Și... Bravo, mă, după ce am ținut-o șaba 10 zile. Exact asta, dar o pun sub pom, poate vine cineva și o mănâncă. Da, mulțumesc frumos, dar nu trebuie să mă... Haide, foarte frumos, mulțumesc. Am luat de laptop. N-am avut niciodată un sac de laptop. Bravo, mulțumesc. Să trăiești, închide. Prima ciorbă pe care o mănânc după 10 zile. De sparandă. Foarte bun. Foarte bun. Încercăm să nu exagerăm. Bun. Final de zi. Final de zi. Ziua 35 de vlog. După cum ați văzut, astăzi s-a terminat și cura Oșava. Am terminat-o, mă rog. Ar mai fi trebuit câteva ore, dar aveam spectacol și am zis că n-am putere. Mă rog, și cu și fără, tot cam pe acolo am fost. Da, e destul de ciudat cu spectacolul ăsta, Demnitate, pentru că are un subiect atât de puternic și atât de actual. Și, nu știu, Pavlu, dar eu simt că ar trebui, atunci când joci un text de ăsta cu un mesaj așa de puternic, ar trebui să fie totul perfect, adică tu să fii perfect. Ar trebui să fii atât de bine în ceea ce faci, încât să nu lași urmă de... Vorba textului. N-avem voie să lăsăm loc greșelilor. Și în timpul spectacolului simt lucrul ăsta, că uneori nu mă ridic la nivelul ăsta al problematicii textului și mă cam împiedic. Mă rog, asta a fost cu spectacolul din seara asta. În rest, după cum vedeți, am câteva locuri în care fac vlogul. Ăsta e patul, practic, dacă stau să mă gândesc bine, mă rog. Tăblia de la pat.
dacă se întâmplă cineva ce asta. Am vrut să mai spun niște lucruri, dar... Mă rog, mâine dimineață mă duc la Brașov, am acolo o întâlnire, deci văd Brașovul mâine. Mă rog, impropriu spus, văd că ajung, vorbesc ce am de vorbit și mă și întorc la București, unde mâine seară, cred că nu am spectacol, suntem în 21, da, nu am spectacol. Nici în 22, nu, probabil că în 23, ba nu, sigur în 23 că plecăm la Tulcea. În rest a avut loc o emisiune astăzi foarte frumoasă la Smart FM cu domnul Tucă și cu Marius Tucă și cu Rodica Mandache. L-au avut invitat pe directorul Casei Regale, sper să nu spun o prostie, cât și pe cel care a organizat funerariile Majestății sale Mihai I. O emisiune foarte interesantă, a fost în direct. Îmi pare rău că n-a știut multă lume, dar mâine va fi înregistrată și va fi pusă, adică înregistrată și va fi pusă mâine pe site, pe site-ul Smart FM sau și pe Facebook-ul Smart FM. Așa că v-aș recomanda și eu să o ascult mâine și cred că e emisiune frumoasă. Da. Atât pentru seara asta, atât pentru azi. Ne vedem mâine. Pentru cine vede acest video dimineața, bună dimineața. Pentru cine îl vede la prânz, să aveți o zi bună. Iar pentru cine îl vede seara, noapte bună.